Pe agenda Consiliului Director al Asociației Municipiilor din România s-a aflat reorganizarea și funcționarea organizației, astfel că aceasta să aibă un cuvânt mai greu de spus în luarea deciziilor ce vizează administrația publică a municipiilor. Că tot se discută acum de codul fiscal, noi am spus și am susținut să avem supraimpozitare pentru acele proprietăți, acele active, fie ele imobile, clădiri, fie ele terenuri, care sunt abandonate. Mai ales în municipii avem aceste probleme. Ele devin niște gropi de gunoi și creează neplăceri, ca să nu mai discutăm de partea de sănătate care ne interesează pe toți. Disconfort și aspect urât. În actualul cod fiscal, această prevedere, care este bine că a fost introdusă, ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2017. Ceea ce noi solicităm este că această prevedere să se aplice imediat după intrarea în vigoare, adică de la 1 ianuarie 2016, pentru că este o chestiune pe care fiecare administrație publică locală o poate introduce sau nu opțional. Deci nu este o chestiune obligatorie. Fiecare consiliu local, în baza unui regulament pe care îl aprobă, poate stabili quantumul acestei supraimpozitări, sigur, până la plafonul maxim stabilit în lege. Taxă pe paragină vis-a-vis de construcție sau de terenuri neîngrijite, cred că se impune, pentru că s-au dat nenumărate șanse, s-au aplicat amenzi și constatăm că după 2 ani, după ce ne judecăm cu unul sau cu altul, cetățeanul respectiv nu e aici și sistemul nu e pragmatic. Cum spunea domnul președinte executiv Bolojan, mai ales că ne-am făcut și schimburi de experiență aici în țară și pe dincolo, se impun niște măsuri urgente. Efectele de siguranță, picățiglă, eu știu, în capul nu știu cui, se creează evenimente. Aspectele celelalte, cum spuneam, estetice și altele, ne interesează pe noi toți. În ceea ce privește codul fiscal, primarii municipiilor cer intrarea în vigoare mai rapidă asupra taxării imobilelor și terenurilor părăsite. Iar în ceea ce privește legislația, Asociația Municipiilor din România cere eliminarea neconcordanțelor și armonizarea legii administrației publice, a funcționarilor publici și a aleșilor locali. Avem nevoie de autonomie locală pentru că vrem să ne dezvoltăm, avem nevoie de dezvoltare și pentru asta cerem creșterea IVG-ului acolo unde a fost el, la 47%. Este o cotă din venit care se repartizează către primării. Noi cerem să ajungă înapoi la cota la care a fost, pentru că la ora aceasta suntem subfinanțați, avem nevoie de ajutor de la guvern, iar cel mai bun ajutor pe care ne-l poate da guvernul este să ne dea, așa cum este normal, independență. Independență inclusiv bugetară. Noi dorim să avem un anumit tip de autonomie locală. În același timp am hotărât să începem un anumit proces de autonomie și în cadrul Asociației Municipiilor, în sensul de a desfășura astfel de activități, cum este și cea de la Reșița de astăzi, în diferite regiuni, cele de dezvoltare pe care le avem deocamdată ca organizare, și să încercăm ca la acest nivel să creăm un anumit tip de filiale ale Asociației Municipiilor, astfel încât în interiorul regiunii, cu specificitățile pe care le are fiecare dintre aceste regiuni și municipiile de acolo, să putem să desfășurăm o activitate care să fie mai aproape de municipii. Pentru că întâlnirile noastre numai la București sau numai într-o anumită zonă a țării, mai centrală să spunem așa, ne îndepărtează practic de problematica fiecăruia dintre municipiile noastre. Totodată au fost semnate protocoale de colaborare între Asociația Municipiilor din România și Ordinul Arhitecților din România și Consiliul Mediatorilor. La finalul întâlnirii, președintele organizației Robert Negoiță a primit cheia orașului Reșița din partea primarului Mihai Stepanescu.